Ok, o nouă zi, un nou episod, așa că la ultimul episod am spart toate blocurile, dar în acest episod trebuie să ne apucăm să-l și construim pentru că avea rost să fac un episod de de 50 de minute, așa că l-am împărțit în două părți și asta e partea a doua, hai să ne apucăm de construit. După ceva timp, în sfârșit, am cam terminat și asta o să fie deocamdată intrarea, probabil o să mai măresc teoric asta puțin, dar așa este până acum, toate jucările astea încă n-am apucat să le curăț, dar ăsta este designul și aici am lăsat liber deoarece, în caz că nu o să mai ajungă vreodată tot storage-ul ăsta, în fiecare parte e lăsat liber, cum puteți observa, ca să extind dacă este cazul. Așa că avem la storage o grămadă. Dar înainte de asta, ar cam trebui să mă duc să fac rost de vreo 400 tecuri de dor sau de orice și să îl redenumesc în orice altceva ca să pot să pun ca filtru. Bun, hai să vedem ce folosim. Folosim stone cork, nu avem destul și cred că pata off. E, cred că e de ajuns cât avem.
și avem toate blocurile astea. Acum, ce ar trebui să facem? Ei bine, să cam luăm din toate felurile astea tipuri de... Dăm fiecare tip de item și să îl prindem acolo. Așa că asta cred că o să facem. O să luăm ăsta, o să luăm un star de ăsta, o să luăm un star de ăsta, un star de ăsta. Și chestia o să fie simplă, o să vii aici și da, prima oară o să le arunci aici, dar înainte eu ar trebui să fac ăsta, să pun filtrele, așa că las și eu într-un cufăr care e gol, uite ăsta, las toate astea și hai să luăm toate bucățile astea. De fapt, hai să luăm prima oară cam ce am vrea să avem. Ce am vrea să avem pe primul layer. Pe partea asta, nu știu, aș vrea să am lemne, de exemplu. O să fac roz toate lemnele și după băgăm rapid cu toate lemnele acolo. Noi și de exemplu, nu știu, o să sparg blocul ăsta. Și acum, dacă vin, uite, aici frumos și o să pun în acesta. Uite așa. Ăsta o să scadă până la 41, mod normal. Astea care n-au 41, vă dați seama că nu o să scadă pe, pentru că faptul că nu am. Dosam, o să intre aici până ajunge la 41. Și când o să ajung la 41, atunci o să înceapă să pună și în cufăr. Cred că cel mai bine e să stau și să pun toate filtrele astea. Și să, după să doar să pun blocurile. Multă baftă și respect pentru mine, pentru că îmi pierd timp. Să mor, o stau grămadă. 24 hours later. Nu mai pot. 70 de ani mai târziu. Am folosit vreo 18 nivele. Tot am mai trebuit să fac o grămadă de stack-uri de alea. Doamne ferește, doamne ferește. Eu sunt curios de o chestie. Eu dacă fac în felul următor, dacă dau dor cu cable și cu stone, da? Să zicem. Vreau așa. Oare se pune automat? Că practic ar trebui să se pună automat în hopper. Bine, și hopper. Mă uit acum în cufăr, dar trebuie prima oară să aștept să se pun. Că dropperul aruncă și acum, mă, normal. El a... Ia, uite-l. Bun. Deci, se pune automat. Și doar trebuie să le pun în chest, în ordine și că, na, se pune direct aici și după ce se umple, se duce în continuu. Acum se umple astea de sus și poate cu calea de jos. Deci mie niște glezi amice. Și de glas, bine că mă uit, uite, bine că testez, frate, adică uite-te și tu ce se întâmplă acum. Bine, aș putea să zbor. Aruncă prea tare și nu se duce, ok. Bine că am testat, uite. Și o fac acum așa. Și mai pun o dată de ce am luat. A, uite. Începe acum să se pună, ok. Deci funcționează. 24 hours later. Nu mai pot. Doamne, de 6-7 ore m-am trezit. De 6-7 ore am intrat pe Minecraft. De 6-7 ore lucrez la acest proiect. Doar astăzi, că eu toată ziua am stat să strâng materiale. Și într-un final pot să zic că aproape am terminat. Aproape. Pentru că eu mă așteptam să fie chesturile astea pline. Dar de unde? Că eu sunt obișnuit. Bă, nu știu, mie nu-mi place să fie scări la scări. Gen, uite, cum sunt, de exemplu, uite, faci 70 de scări de-astea, da? Și vrei să pui la cable. Eu mie așa îmi pun, așa îmi place să am cable-ul cu toate astea de cable. Cu wall-uri, cu slab-uri, cu toate căcaturile astea de cable. Aici, e bine, la sistemul ăsta de sostare e puțin jale că trebuie cufăr pentru fiecare. Asta înseamnă că toate materialele trebuie să fie cel puțin un stack ca să simți acolo 20 de bucăți. Aici la fel, uite, la asta de exemplu, inițial chestul ăsta e special doar pentru cable deep plate. Eu am pus și astea pentru că așa îmi place mie, nu știu. Oh, bătaie de cap. Oh, bătaie de cap. Aici e lemnul. Bă, știu că inițial pusesem aici lemnul. E bine, dar sistemul ăsta, cum vedeți, el vine de aici, da? Vine până aici, continuă pe aici, vine pe aici, ajunge, uite, aici, mai merge puțin aici și se duce în jos. Și ce crezi că se întâmplă după ce ajunge aici în jos? O ia după așa și după ce facem în aceeași învârtită, dar eu vin pe aici, o să ajungă ultimul de ăla, uite, chiar aici. O să ajungă în hopperul ăsta, hopperul ăsta dacă nu o să fie bun pentru itemul ăsta, o să vină până jos
Și aici o să fie toate sheet-urile. Puteți observa, am aruncat și câteva lucruri pe aici. Chiar na, nu o să team, e prea multe șulcăre și oricum nu cred că am luat totul în casa, să fiu sincer. Prea multe șulcăre și doar am făcut un sistem de ăsta așa la mișto, am aruncat și chiar și acum dacă vrei să strâng un stag din fiecare, da, o să mă să fac, dar așa pentru 20 de bucăți las aici. Mâncarea asta o las aici pentru că mor de foame, nu, dar for de ăsta full. Aici e, e gol. Aici toate minereuri pe care le-am și haideți să vă pun și cum le-am spart. Că aveam o grămadă. Emeraldele, toate cărțile astea. Și ăsta este proiectul. Atunci o să trați când mai fac eu să fac puțin terraforming pe acolo și să iluminez puțin zona asta pentru că nu vreau să se întâmple o nenorocită să se spawneze și să bubuiască ceva și să string, să nu se mai spawneze acești mobi. Insane de nebun. Bun. Bă, dar auzi, eu nu înțeleg un lucru, eu mor de foame, mă bat aici cu sărăcia, cu mâncarea și nu fac nicio fermă de asta mai OP, adică să fac una de asta mai mare, că mi-e lene, să fiu sincer, mi-e lene. Dar nici nu mă duc, domne, să fac ferma aia de mâncare din Nether cu Hoglin. Și cred că asta fac, mă duc când mi-a prins niște materiale pentru că am nevoie de câteva warp-uri, teme, căcaturi de alea mici, de warp. Și mă apuc să fac o fermă de mâncare de mai ajunge până la cum vreți voi. Mă duc, iau, nu știu câte de astea, dar iau cel puțin măcar un stack, iau, să știu o treabă, domn, să știu o treabă. Așa că, hai că m-am pus să strâng toate un stack din ăsta și mă duc direct să fac ferma, pentru că nu se mai poate. Vreau să am și o mâncare, să nu mai mă chinui odată la o zi. Hai, domne, ce fac, că eu n-am mâncare, unde mai mă duc, ce mai omor, ca să mă hrănesc și eu, domne.